a luat premiul pentru bine. Mama cu ucraineanu. Mama cu ucraineanu, cred. Da, Adrian Pleșca. Ma. Deci, Emil, poți să faci o prezentare? Care sunt premiile noastre? Precizez că în situațiile de conflict de interese, noi, membrii juriului, ne-am abținut de la vot. În cazul ăsta, eu m-am abținut, în alt caz... Deci, voturile, noi am fost patru membri ai juriului pentru filmul ăsta, deoarece Oleg era ca bă, conflict de interese, el nu a votat pentru filmul. Și un alt film... care voi l-ați votat ca cel mai tare film, așa, Victoria, la care eu tot am avut conflict de interese, respectiv eu n-am votat pentru filmul celălalt. Băi, tu ce scoți din suspans? Trebuie să spui mai de conflict de interes și spui și eu. Eu dat premiul... O trecut polemizează de-am. Hai. Când mai dați voie să mai spun ceva, faptul că Oleg s-a filmat în filmul nostru, mersi mult. S-a filmat în filmul nostru nu înseamnă că Oleg și-a pus oarecare aport la vot, chiar dacă el a fost din jur. Eu sper. În orice caz, dar... Da, e problemă. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru că dați ocazia amatorilor, celor tineri ca mine, celor tineri ca echipei mele de Tânăr Films, se manifeste, să fie premiați cu așa un premiu original. Poți cu premiul ăsta. E reflectat. Poți să eclipsez luna. Da, știu. Și eu vă mulțumesc în primul rând că faceți acest lucru și vă îndemn să o faceți pe viitor și ca la anul să fim mai mulți, să fim mai puternici. Și la anul, nu neapărat să câștigăm eu, dacă, să câștig eu dacă o să particip, dar și la anul, și în anii care urmează, câștigi cei mai buni, dar care am fost astăzi noi. Dacă la anul orientează, cine să-i înviți să fie? Păi, dar e de următoare să o strângă, nu mă să desparcă. La anul sunt proiectori.